Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la Dialoguri Incomode. Sunt Laurențiu Botin. Continuăm o discuție pe care am început-o de ceva timp și care are drept scop să trezească în dumneavoastră măcar un sâmbure de curiozitate. În sensul că vă tot îndemnăm aici și nu o facem doar așa că nu avem ce face. Să încercați să citiți, să știți până la urmă sau să cunoașteți ceea ce mâncați. Pentru că, spuneam și o repet, suntem din ce în ce mai sus în topul european, și aici vorbesc la general, la boli care au legătură cu sistemul digestiv. Din nefericire, suntem pe locul 3 în Europa la obezitate infantilă. Cu alte cuvinte, copiii din România mănâncă mult și prost. Unii dintre ei, căci alții, cam unul din 8 copii din România, se culcă nemâncat seara. De asta este o altă discuție. În graba noastră, pentru că nu avem timp să ne așezăm, să pregătim și așa mai departe, ne lovim peste tot de ispitele numite junk food. Când mergem la hipermarket, nu citim eticheta, ci ne uităm doar la preț. Și ne gândim în felul următor: domnule, am puțin bani în buzunar, deci cu alte cuvinte trebuie să cumpăr mult din ăștia puțini, și luăm cine știe ce porcărie de mâncare, fără să vedem ce scrie acolo pe etichetă. În primul rând, pe o etichetă scrie care este ingredientul principal din care este făcut acel produs. Și poate, dacă veți fi atenți, veți avea surpriza să vedeți conserve de carne de vită în care găsim 1% carne de vită. Sau reclama zice că bem un suc din pulpă de fruct și găsim 5% pulpă de fruct cu adevărat într-o entitate de aceea, într-o sticlă de un litru. Iar exemplele pot continua. Din nefericire, pentru a dezvolta gustul, a acapara mai multă piață, a vinde mai mult, cei din industria alimentară folosesc, pentru că așa e modelul, folosesc tot felul de ameliatori, cred că am zis bine, dacă nu am greșit și asta e, sunt obosit, pentru a potența gustul, pentru a da anumită dependență, etc. Și s-ar putea ca multe produse pe care noi le mâncăm cu delicii, de fapt, să nu aibă decât chimicale. Poate am exagerat nițel, însă, citește eticheta ca să ai habar de ce mănânci, este un lucru extrem de important. Iar astăzi am doi oameni cu preocupări total diferite în studio, doi oameni însă care se pricep foarte bine acolo unde își desfășoară activitatea de zi cu zi. Și vă prezint pe doamna Nicoleta Ene. Domnia sa este director de producție la Cristin. Cunoașteți compania. Bun găsit, doamna Ene, bine ați venit. Deci tot ce iese pe poarta acestei companii trece cumva prin filtrul dumneavoastră, da? Da. Bun, în regulă. Alături de noi îl avem pe Mihai Dragomir, cel care a inventat conceptul CardioMix, anti-aging, anti-îmbătrânire. Mare parte din acest concept se bazează pe alimentație corectă. Bun găsit, domnule Dragomir. Bine v-am găsit. N-am greșit, nu? Nu, nu. Bun. Și acum vreau să vă întreb, doamna Ene, pentru că eu am făcut un mic preambul în sensul că eticheta clar trebuie citită, da? Și de asemenea nu cred că am greșit când am spus că există produse care păcălesc clientul, da? Care la reclamă par a fi, nu știu, bunătățurile de pe lume, dar de fapt dacă citim eticheta putem avea surprize de genul acesta, da? Trebuie să ne uităm la ce? La etichetă, să vedem ce conține acel produs, da? Da. De asemenea, cred că nu am greșit, doamna Ene, când vorbesc de faptul că multă lume din industria alimentară, în goana, după profit, după costuri mici și încasări mari, în produsele pe care le știm, da? Și au început să pună foarte multe chimicale. Noi le spunem euri. Euri, sunt euri care sunt absolut necesare, dar și euri nocive, da? Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, ca și specialist în chimie alimentară, vă mirați că, iată, noi progresăm în topul obezității și, de asemenea, din nefericire, suntem pe locul 3 la obezitate infantilă. Vis-a-vis de nocivitatea eurilor, despre care care este un subiect care este adus în discuție în mass media,
Aș vrea să spun că eurile utilizate în cantități mici, în dozele zilnice admise, nu sunt nocive. Și dacă consumatorul este informat și avem o rație alimentară echilibrată, care înseamnă să consumăm zilnic nutrienții ce provin din toată gama de alimente, toate aceste lucruri nu vor duce la o nocivitate a euilor și un dezavantaj în sănătate. Este foarte important să citim eticheta, este foarte important să consumăm produse consacrate, să alegem să mâncăm mai puțin și mai bun, și întotdeauna alegerea pe care o facem în hipermarket să o facem în conștiință și să fim foarte informați și informații despre lucruri corecte și reale asupra ceea ce se Nu. întâmplă în Doamne, alimentație. apropo de alimentație, cu cât un produs are mai multă carne în el și mai puține lucruri, să zicem, care nu seamănă cu carnea, dar care într-un conglomerat așa dau un anumit gust, repet, că cu cât un produs are mai multă carne, cu atât el în market normal că este nițel mai scump, nu? Da. Așa. Bineînțeles, Și. prețul cărnii față de prețul celorlalte ingrediente ca și consum este poate de 5-6 ori mai mare. Așa. Dincolo de asta, spuneam și nu cred că am greșit și puteți interveni oricând, domnul Dragomir, oamenii deocamdată aleg ceea ce mănâncă după preț, nici de cum după calitate, ingredient, câtă carne și așa mai departe. De ce se întâmplă acest lucru? Din cauza situației foarte dificile, din cauza vieții foarte dificile, oamenii aleg întotdeauna să cumpere ce este mai ieftin. Bani ar fi problema aici? Pe de o parte banii și pe de altă parte informația corectă. Deci avem nevoie de informație de calitate, ceea ce în momentul de față nu prea există. Din păcate, va trebui să explicăm și acest fenomen, un alt fenomen foarte delicat care nu și-a găsit încă rezolvarea. Noi, cei de la Cardiomix, după studii de 20 de ani, reprezentând primul și singurul concept de prevenție și de întreținerea mașinăriei umane, am reușit să dezlușim acest mister și o să vă explic și de ce în continuare, ca să poată să înțeleagă și telespectatorii. Ce se întâmplă cu aceste metabolisme, cu aceste organisme, în momentul în care noi îngurcităm alimente? Așa cum precizam în celelalte apariții, faptul că suntem unici, fiecare mașinărie în parte se naște cu anumite dotări și ca atare răspunde diferit la orice stimul intern sau extern. Din punct de vedere al alegerii alimentelor din piață, oamenii preferă să ia alimentele bune pentru că, în necunoștință de cauză, rezumându-se doar la bani, nu își permit să aleagă și alte calități ale alimentelor, odată, și doi, prin faptul că nu dețin acea informație corectă, nu reușesc să citească această etichetă despre care tot vorbim și n-am reușit niciodată să înțelegem cum funcționează. Aș vrea, dacă se poate, să explicăm ce înseamnă acești nitriți și nitrați care se folosesc ca și conservanți în alimente. Bun. Este foarte important ca oamenii să poată să înțeleagă acest fenomen. Ca să liniștim pe telespectatori, trebuie să începem cu veștile bune. Și anume, faptul că acești nitriți și nitrați se găsesc în mod natural atât în corpul nostru, în organismul nostru, dar și în alimentele pe care le îngurcităm, respectiv cu preponderență în legume, cât și în apă. Folosirea lor în conservarea alimentelor poate aduce beneficii sau nu, în funcție de modul cum sunt folosiți, dacă sunt corespunzători sau nu, în cantități mai mari sau mai mici. Ce am să vă explic imediat. De ce spun că aceste diferențe sunt foarte relevante? În momentul în care îngurcităm alimentul respectiv cu substanța respectivă, în contact direct cu enzimele din stomac și cu bacteriile din salivă, din gură, aceste substanțe se pot transforma, în funcție de dotările pe care le avem din fabrică fiecare,
în unități pozitive sau negative, respectiv în substanțe benefice sau dăunătoare. Când spun substanțe benefice, vorbim de oxid de nitrat, deci o substanță care rezultă în urma efectului benefic din organism, ceea ce am menționat mai devreme, sau în nitrozamine, da? Substanțele dăunătoare care pot produce apariția cancerului. De acord, doamna Irene? E bine? Da, este în regulă. Ce vreau să punctez este că dozajul pe nitrați și nitriți este reglementat la 100 de miligrame pe kilogram. Acești compuși pe parcursul unui proces tehnologic suportă transformări. În general, dozele utilizate nu duc la formarea de nitrozamine cancerigene. Rolul lor, cel puțin pentru industria cărnii, este de rol de conservant, pentru că au efect antioxidant asupra grăsimilor și un rol important la nici formarea culorii cărnii. Nici măcar în timp nu afectează, doamnă? Doza de nitrit zilnică este de 0,2 grame pe kilogram corp pe zi, reglementată de Organismul Mondial al Sănătății. Și, cum spuneai și mai devreme, este foarte important cât mâncăm. Aha, e super important. Și atunci este în regulă și este omenește ca pe tot parcursul unui proces tehnologic, de exemplu, pe care îl controlăm, să avem grijă că ceea ce dozăm și ceea ce rămâne rezidual, de fapt, în urma transformărilor, este într-o limită foarte mică. În preparate din carne, azotul rezidual, în funcție de tipul de proces tehnologic, de durata maturării, de factorii de reglare pH-ului din procesul de formare a compoziției, rămâne rezidual între 3 și 40 de miligrame pe kilogram. Bun. Adică, totuși, aportul cu care vin preparate din carne se consideră medie 10% din aportul de nitriți, 70% din legume și 20% din surse de apă. Bine, așa zice Organizația Mondială a Sănătății, adică, domnule, e permis. Dar câtă încredere trebuie să am eu în această OMS? Că și asta e... În condiții normale, dacă vrem să pătrundem în profunzimea adevărului, o să constatăm că, în mod normal, dacă aplicăm aceeași formalitate foarte benefică, de exemplu, o să exemplific cu Germania, da? Deși și acolo există aceste substanțe și se folosesc, în mare parte pentru că cei mai mulți luptă pentru acest lucru, pentru a se elimina aceste substanțe, acești conservanți, au adoptat un lucru foarte important, și anume alimentele care sunt vândute, în mod normal, ar trebui să respecte o perioadă de garanție între 24 până la 48 de ore, timp în care acel aliment ar trebui să fie consumat. Pentru faptul că trebuie să evitate aceste substanțe, ei aleg fenomenul prin care îți oferă posibilitatea de a mânca foarte puțin, ca și cantitate, de așa natură încât să nu mai intervină procesarea și să te poți bucura de acel aliment în condiții cât mai naturale, astfel evitând aceste substanțe. Asta la un public avizat. La un public avizat. Uite, de exemplu, e o companie care face aici în București și trebuie să ducă, nu știu, la Timișoara, să zicem, produsul respectiv. Păi face pe drum. Trebuie să ducă în spații intracomunitar. Sau undeva, în exact. Europa. Automat. Face pe drum, adică face, nu știu, 6 zile produsul ăla. Automat acolo, trebuie și să adauge acești conservanți. Și acum vreau să menționez. Deci sunt și beneficii, exact cum am menționat anterior, și anume faptul că acest nitrat, de exemplu, poate fi foarte util și este demonstrat prin cercetări și prin știință, faptul că se folosește ca nitroglicerină în afecțiunile, de exemplu, atacului de cord, sau pot fi preventive în apariția infarctului miocardic. Adică o doză de nitrați e bună pentru organism? Exact, dar în condițiile în care se întâmplă exact cum v-am menționat mai devreme, dacă corpul este sănătos și poate procesa corect acea substanță, încât să dispună de substanța bună. Nu, dacă mașinăria e ok, dacă e sănătoasă, nu? Da. Corpul nostru știe să aleagă, dacă el funcționează la parametri. Dar dacă nu? Dacă nu, intervine celălalt aspect, da? Și se produce acea substanță nocivă, respectiv nitrozaminele, da? Care sunt suspecte și pot procesa
doar formațiunea de cancer, da, care ulterior poate provoca o groază de afecțiuni ale organismului și ale metabolismului. Bun. Ce ne salvează pe noi, doamna Iene, dacă citim eticheta? Dacă citim eticheta, o să vedem ceea ce conține produsul, modul de tratament termic prin care este pregătit, și cred că ne putem face o imagine de ansamblu dacă ne uităm că primul ingredient este cel în cantitatea cea mai mare dozată și dacă aici cunoaștem obligatoriu, lucrul măcar ăsta, atât să vedem, adică nu? Primul ingredient este primul din rețeta masică de fabricație, putem observa ce mai conține pe lângă produsul de bază, ce alte ingrediente conține, putem observa dacă produsul respectiv conține substanțe la care unii consumatori au alergii. Aici vorbim alergenilor, gluten, vorbim de gluten, de soia, de lapte, lactoză, de bou și de muștar. Se folosește substanțe alergene, da, care se utilizează. Acestea, conform cerințelor din regulamentul european 1169, sunt borduite, cele care sunt conținute în produs și sunt trecute obligatoriu dacă este o posibilitate de contaminare ceilalți alergeni, dacă se găsesc pe flux. Poate modul de comunicare al ingredientelor pe etichetă, succint cu același scris în afară de cerința de borduire, nu scoate în evidență o calitate aparte, o diferență a acelui produs. Și atunci se pare foarte corect să pui pe etichetă, să scoți în valoare calitățile produsului, ceea ce te diferențiază față de un produs de serie normal, să spunem. Așa te cită acum dumneavoastră cu eticheta curată, nu? Da, noi de mai mult timp, de 5 ani de zile, lucrăm la un proiect de suflet pentru companie, născut din grija pentru oameni și am ales să comunicăm ce nu conțin produsele noastre ca și ingrediente, odată din punct de vedere al sursei alergenice, din alt punct de vedere al faptului că aceste ingrediente care se utilizează în tehnologie sunt considerate ca și adaosuri sau înlocuitori de materie primă de bază. Am comunicat de asemenea eliminarea adaosului de monoglutamat de sodiu E621 din produsele noastre. E acel pentru că MDM, da? Așa-l găsim noi. Nu, este MSG. MSG? Da, da, da. MSG-ul și ne-am preocupat să facem acest lucru în sensul prevenirii ingerării unei cantități mai mare din acest compus, care și el, dacă depășește o doză zilnică admisă pe kilogram corp pe zi, da, poate s-a schimbat fi gustul, dacă nocin. N-ați mai spus că știți cum e, bă, omul e învățat cu gustul. Băi, ăsta e gustul, știi, cu care m-am învățat, cu care am trecut. Am lucrat foarte mult și am făcut microprobe și testări cu alte substanțe active naturale care aromatizează produsele și noi considerăm că nu am reușit să nu modificăm gustul. Adică ați înlocuit? Am locuit un compus de sinteză chimică cu adică prafurile alea care le baga oricine, nu? Cu un aromatizant natural. Bun. Și facem lucrul ăsta și suntem preocupați în continuare de acest aspect datorită faptului că există studii relevante în domeniu care aduc la cunoștință faptul că orice substanță chimică de sinteză utilizată are un efect de a micșora biodisponibilitatea nutrienților. Mai adică tot ceea ce este... Adică dacă într-un produs avem foarte multe substanțe chimice puse, ele prin acțiunea lor sinergetică pot bloca cumva degradările compușilor nutrienților principali, proteine, lipide, glucide. Am adică înțeles. Nu le mai fac așa biodisponibile. Și atunci dacă o proteină animală are o biodisponibilitate de 92-93%, adică din ce ingerăm atât se și transformă, randamentul de transformare e 93%, poate ajunge decât la 90% sau poate coborâ spre 85% și randamentul de transformare al proteinelor vegetale, de exemplu. Compania dumneavoastră să evitați acele adaosuri de prafuri? Da, ideea este că ne orientăm spre a elimina
aditivi cu indicative. Bineînțeles, unii sunt absolut necesari și indispensabili pentru că ei definesc proprietățile organoleptice ale produsului și diferențiază categoriile de produse deci între ele. Deci gustul salamului de Sibiu îl știm cu toții, trebuie să difere de gustul, nu știu, zice ce-mi dumneavoastră, mușchiului de... Mușchiului file, da. Mușchiului file, da, e clar, nu? Da, și acolo există o rețetă pentru fiecare, nu? Bun, Mihai Dragomir, cum e cu mașinăria asta? Dacă îi dăm ceea ce nu trebuie, și aici vorbim de monoglutamat de sodiu, da, am zis bine? Da. De soia, de amidon și multe alte trăznăi de genul ăsta. Dacă îi dăm de-a lungul timpului, făcând cumva o paralelă, ce se întâmplă cu mașinăria din noi? Păi se întâmplă și se întâmplă foarte multe lucruri pe care, din păcate, foarte mulți dintre noi nu le putem sesiza. Și anume faptul că fiecare mașinărie este disponibilă cu anumite dotări de fabricație și pot sau nu procesa anumite alimente. Lucru care ulterior devine foarte vizibil. Nu apare imediat așa cum ne așteptăm noi. Dom'le, am mâncat acum și ne îngreșăm sau mâine apare afecțiunea sau boala. Nu. Toate astea apar în timp pentru că lucrurile se întâmplă în normalitate, în condițiile în care organismul uman este încă la un nivel sănătos. Dacă lucrurile nu stau așa, lucrurile se întâmplă mult mai rapid. Problema este că noi nu putem sesiza aceste diferențe. Senzorial vorbind, pentru că suntem la momentul la care trebuie să învățăm să alegem alimentele și dăm un exemplu exact cum menționa și doamna mai devreme, legat de alegerile pe care le fac oamenii. În primă fază, gândiți-vă că cu toții, în momentul în care mergem în supermarket sau la cumpărături, primul lucru care trebuie să ne încânte este vizual. Da? Trebuie să vedem alimentul că ne place, că ne place ceea ce vedem. Din start, da? Acest nitrit ne ajută sau ajută alimentul să-l coloreze. Da? Îi dă culoarea aceea de împrospătare, acea culoare roșiatică pe care noi o alegem, pentru că ne dă impresia că acel aliment este foarte proaspăt. În condiții normale, dacă nu folosim acea substanță, o să observăm că condițiile normale de transformare a cărnii, da, suferă, da, o transformare care nu ne place, adică în sensul că carnea devine ușor închisă la culoare către maroniu, ceea ce vă dați seama că nu ne mai place vederii și atunci alegerea pe care o facem nu mai este corespunzătoare. Absolut, dar nu cumper, nu? Exact. Asta din punct de vedere al alegerii și al beneficiilor. Dacă vorbim de ceea ce poate produce această substanță în condițiile în care consumăm în cantități foarte mari, trebuie să facem referire la cercetarea pe care eu am făcut-o de-a lungul celor 20 de ani și anume faptul că în momentul îngurcitării, exact cum precizam anterior, în funcție de fiecare organism, răspunsul este diferit în funcție de ceea ce poate procesa acel organism. Și atunci, dacă alimentul respectiv care conține o cantitate destul de mare de nitriți sau de nitrați, în momentul în care este transformat termic, foarte puternic, în sensul că prin prăjeală sau prin gătire foarte puternică, declanșează acest lanț de transformare a substanței în substanță nocivă care poate deveni cancerigenă. Ăsta este, de fapt, fenomenul real pentru care ar trebui să ne facem cele mai mari probleme. Pentru că, așa cum am stabilit, suntem oarecum dependenți, nu avem de ales față de aceste substanțe, respectiv eurile care sunt, dacă nu mă înșel, 250-251, da? Da, azotite și azotate. Așa, care sunt indispensabili pentru această perioadă de garanție, de conservare, pentru transport, da? Sau pentru exploatarea alimentului respectiv pe o perioadă mai mare. El mai stă în galantar, adică durează în depozit, da. În galantar. Exact. Pe de altă parte, conținutul de nitrat de sodiu, de exemplu, existent în apă. Iar un aspect foarte important, dar în general ar trebui să ne rezumăm la un conținut foarte mic în apă. Adică trebuie să alegem, să facem alegerea cu un conținut foarte mic. Deci să citim eticheta. Să citim eticheta, exact. Că de aici plecăm, să citim eticheta. Indiferent ce produs cumpărăm, e obligatoriu să citim eticheta, absolut, nu? Dacă nu, trebuie să avem mare grijă, și mai precizez o dată, și anume la adulți, la mașinăriile care nu pot procesa această substanță pentru că pot provoca daune și afecțiuni foarte grave și în special mare atenție la copii până la vârsta de un an, pentru că la fel, fiind în perioada de creștere,
organismele lor nu pot procesa această substanță și atunci ar fi foarte bine de evitat. Deci trebuie să citim cu foarte mare atenție această etichetă. Ca și alegere, ca și recomandare pentru telespectatori, dacă o să spunem, ok, bun, și ce facem în cazul ăsta? Nu mai mâncăm. Ba da, trebuie să mâncăm. Nu înseamnă că trebuie să ne lipsim de anumite alimente, deși paradoxal am mai discutat și în alte întâlniri acest subiect. Deși suntem mașinării diferite, toți mâncăm aceeași mâncare. Deci este un lucru extrem de important și delicat, dar care are și câteva lucruri foarte eficiente și foarte și de substanță, le-aș spune eu, pentru că avem rezolvare, am găsit aceste rezolvări și putem identifica foarte clar ce nevoi are fiecare mașinărie în parte, atât legat de modul de întreținere, de modul de viață, de mișcare, cât și de modul de alimentație, care pentru noi, exact cum precizam la început, reprezintă aproape 80% din tot ceea ce suntem și tot ceea ce facem. Înțeleg. Domnule, ne spuneți-mi și mie ce alte trăznăi se mai găsesc în preparatele astea din industria alimentară pe care le putem ocoli până la urmă. Dincolo de soia, de a spus de gluten, ce alte trăznăi se mai... MDM, care este MDM, o materie primă cu... MDM-ul este o carne desosată mecanic, practic se obține prin desosarea mecanică a oaselor după ce sunt îndepărtați mușchii și rămân resturi de carne. Datorită faptului că are din total proteină pe care o conține, o mare parte este de natură colagenică, are o valoare biologică mică. Adică în unele produse din carne, ce se dă? E carnea aia înseamnă care... Înseamnă că valoarea biologică oasele și alte da, chestii da, și rezidu. Da, și rămân și șoriciul și copitele. Și asta se diferențiază față de grupa de mușchi, odată prin conținutul de proteină care este mai mic și prin faptul că conținutul de ion de calciu este în jur de 200 de miligrame pe kilogram față de un țesut muscular care are 22 de miligrame pe kilogram. Deci se pot face analize, se văd diferențele foarte clare între carne și MDM. Da, se poate determina. Există analize de laborator. Nu, dacă l-ați eliminat. Da, noi l-am eliminat, sigur că l-ați da. L-ați eliminat? Da, da. Ați avut curaj? Da, bineînțeles. Păi și profitul unde mai e profitul? De ani de zile. Că profitul este în sănătatea consumatorilor. În sănătate, și nu? Știți cum e. Când dăruiești și primești înapoi. Mai da, devreme sau mai târziu. Nu știți că apar pe piață tot felul de produse cărora li se face reclamă, da? Acestor produse. Eu vă spun și am mai spus-o și mă mir și acum. Doamnă, vă jur, mă mir și acum când am văzut o reclamă la Crenvuș, celebri Crenvuș, că toți sunt rostogoliți așa, în care producătorul acela se lăuda că are 80% carne în Crenvuște aceea. Deși orice om care are habar un pic de linia de producție știe foarte bine că dacă adune ingredientele de acolo, dă peste 100%. N-ai cum să ai 80% carne. Și mă gândeam la reclama asta mincinoasă și la toate chestiile astea care te fac să ce? Să ceară copilul, vreau de ăla că am văzut la televizor, vreau de ăla că am văzut la televizor. Și așa ajunge pe locul 3 la exact, este obezitate un drog, spune eu, anestezic, care ne determină să facem alegerile nepotrivite. Dar din cauza fenomenului de necunoaștere și... Da, știți ce din cauza calității informației. Mai e ceva care mă frapează în momentul de față. Foarte multă lume, pentru că nu are, pur și simplu, nu are timpul necesar să se alimenteze corect. Și aici mă refer la copii, că noi, hai să zicem că funcționăm, nu funcționăm, asta e. Dar și copiilor li se dau porcării, prostii, tot felul de chestii pe care oamenii le văd la colț de stradă. Și aici vorbim de covrigii făcuți nu știu cum, de fast food-ul ăla făcut nu știu cum, care e, știe cineva ce-o fi prin alea? Nu se știe niciodată ce-o fi prin alea. Și iată care sunt rezultatele. Am văzut că ați venit cu copilul. Ce-i dați copilului de mâncare? Copilului? Da. Copilul mănâncă... orice este aliment, aleg întotdeauna să fie un produs sănătos,
care să aibă o valoare nutritivă și biologică mărită. Învățați-i pe cei de acasă, pentru că dumneavoastră sunteți și specialist și știți ce poate apărea în industria alimentară. Eu nu spun că faceți dumneavoastră, dar poate apărea oriunde, că sunt fabrici care fac la colțul străzii, știți cum e, și se dau producători. Ce poate apărea asta? De-aia v-am și întrebat, ce dați, ce citiți, ce, sau ce trebuie să știe lumea despre un produs care îi dă copilului? Mi se pare foarte relevant, în afară de a citi ingredientele, pe fiecare etichetă în parte sunt trecute valorile nutriționale ale alimentului și recomand mămicilor, să dea copiilor produse care au un conținut de proteină ridicat, un conținut de grăsime mai mic. Bineînțeles, poate fi corectat cu surse vegetale sau alte surse de grăsimi. Și să aibă grijă la valoarea energetică a produsului, numărul de kilocalorii pe care l-au înscris fiecare pe 100 de grame. Și așa, în mare dimensionate mesele, pe porții care să conțină toate sursele de alimente, dar să se încadreze în necesarul zilnic pentru copil. Există și tot reglementat de Organizația Mondială a Sănătății, da, există necesarul, pentru că domnul Dragomir spune că fiecare suntem mașinării diferite. Pentru copii și până în 2 ani există alimentație specială, baby food, și sunt prevederi speciale. Pentru alimentația destinată copiilor mai mari, copiilor preșcolari, sunt cerințe legale care impun un conținut de sare de 1,6, un conținut de proteină de peste 18%, un conținut de grăsime de 6%, maxim 6%, bineînțeles. Și produsele pe care le facem pentru copii trebuie să respecte aceste cerințe. Și chiar dacă comunicarea pe etichetă este animată și produsul se destinează copiilor, trebuie să respecte aceste cerințe. Am primit zilele trecute o fotografie de la cineva care mi-a arătat un cașcaval a unei companii, încă n-am răspuns la acea companie, care își face mega reclamă. Și scrie acolo pe cașcaval, cașcaval pentru copii, 45% grăsime. Până aici n-ar fi nimic vis-a-vis de ceea ce am spus, n-ar fi nimic extraordinar. Numai că al cașcaval, care nu e pentru copii, e ăla pe care îl cumpărăm noi, sau are tot 45% grăsime. Și uite așa apare reclamă mincinoasă. Și zice părinte, wow, face reclamă, trebuie să-i dau copilului meu cașcaval pentru copii de la firma aia. Că ce zice ea? Păi cum, că e pentru copii și are 45% grăsime. Da, dar celălalt cașcaval e la fel, tot cum cu 45%. Cum face alegerea? Păi pentru că se spune că e pentru copii? Exact. Nu e reclamă mincinoasă? E. Nu-și bate joc de un copil. E o firmă celebră care își face reclamă celebră în România. Nu dau deocamdată numele, dar vine și numele peste noi. Publicitatea acum, dragilor. După publicitate o să vorbim despre monoglutamatul de sodiu, despre care se spun multe și poate neadevărate sau poate adevărate. Ne explică doamna Nicoleta Ene, pentru că domnia sa este expert în acest domeniu. Ce se întâmplă însă cu alimentație corectă și cum trebuia combinată în concepția lui Mihai Dragomir de la Cardiomix, tot după publicitate. Revenim! Nicoleta Ene, director de producție la Cristim, o companie ce a avut curajul, nebun, zic eu, să iasă cu o etichetă curată, adică cât mai puține euri. Nebun curaj. Da, asta e. Mihai Dragomir, inventatorul conceptului Cardiomix aici în studio, și vorbim despre ceea ce mâncăm. Până la urmă suntem ceea ce mâncăm. Și dacă vrem să trăim mai mult și mai bine, să fim mai sănătoși și copiii noștri să fie mai sănătoși, trebuie să, în primul rând, să citim eticheta, ca să ne ferim de tot felul de prostii pe care unii le aruncă acolo în gora după profit. Și vorbeam, doamna Ene, să-i mai lămurim pe cei de acasă, cum e cu povestea asta cu monoglutamatul de sodiu? Dă dependență, nu dă... Ajunge, nu știu, dar dependență de gust? Monoglutamatul de sodiu este o sare de sodiu acidului glutamic și el este un potențiator de aromă. Deci, până la urmă... Deci potențează aroma de carne.
Acidul glutamic există în mod natural și în carne, este un aminoacid esențial al cărnii, există și în ciuperci și în alte legume, dar cel care este indicativ, E621, este de fapt starea de sodiu acestuia și și dozajul acestui aditiv este reglementat, dar este practic o substanță de sinteză, nu este o substanță naturală. Bun, și povestea aia, substanța asta de sinteză, deci e inventată într-un laborator, nu? Da. În povestea aia pe care o spuneam eu, pentru că am văzut de asemenea conservă de carne de vită pe etichetă 1% carne de vită. Păi ăla e plin de monoglutamat de sodiu, nu? Asta este o infracțiune, pentru că dacă în denumirea produsului apare denumirea de specie de vită sau porc, produsul trebuie să conțină minim la 50% minim carne de vită sau de porc. Deci, deja, și restul ce poate fi? Acest monoglutamat, nu? Nu neapărat. Dozajul de monoglutamat este foarte mic. Ceea ce se pune în preparate din carne sunt ingrediente și aditivi, proteine animale, proteine vegetale, fibre, tot felul de ingrediente care au rolul lor specific tehnologic. Bun, Mihai Dragomir, încă o dată, hai să le spunem celor de acasă, pentru că sunt tot felul de tentații pe piață. Am stabilit acum, citim eticheta, da? Încercăm să găsim o etichetă cât mai curată, da? Cât mai curat, cât mai puține euri, cât mai puține bolduieli de alea, care ne pot da alergii și așa mai departe. Bun, cum mâncăm până la urmă să fim sănătoși? Da, cititul etichetei ne este la îndemână, nu avem de ales. Este prima etapă, i-aș spune eu, și cea mai importantă în alegerile pe care le facem. Din etapa a doua, lucrurile devin mult mai delicate, mult mai importante, pentru că atunci trebuie totul personalizat. Și când spun personalizat, mă refer strict și la partea de alimentație, care reprezintă, așa cum spuneam, tot ceea ce suntem. Alegerea alimentelor nu se poate face doar pe baza ingredientelor nutritive de bază, conform etichetei, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere legal, etichetele, mai mult sau mai puțin, respectă sau nu acele ingrediente. În cantități mai mari sau mai mici, avem un reper foarte clar acolo, care, din punctul meu de vedere, este foarte favorabil, cel de analiză la 100 de grame, unde putem concluziona foarte bine ceea ce reprezintă per produsul respectiv, da, din punct de vedere al ingredientelor. Dar când vorbim despre corecție alimentară, deja intrăm într-o profunzime foarte delicată, care trebuie adaptată în funcție de fiecare persoană în parte. Pentru că, așa cum spuneam, paradoxul este că toți consumăm aceleași alimente, deși suntem diferiți. Ca atare și procesarea alimentelor este diferită. Ce recomandare aș face eu din punctul ăsta de vedere ar fi faptul că, neavând de ales și având un singur fel de alimente la dispoziție pe care ni le oferă societatea, lăsând la o parte milioanele de feluri de mâncare sau de alimente care există și care, în adevăratul sens al cuvântului, nu ne sunt toate utile și folositoare, deși ele posedă acele aprobări ale statului cu care apar pe piață sau în supermarketuri sau la vânzare, trebuie să fim conștienți că nu avem nevoie de toate aceste alimente. Corpul nostru, pentru a se întreține, pentru a funcționa corect, pentru a funcționa în parametri, pentru a avea acea stare de sănătate corectă și bună, pentru a beneficia de acea energie de care noi avem nevoie peste zi, avem nevoie inclusiv de această bază de ingrediente, respectiv proteine, carbohidrați, grăsimi și așa mai departe, că știm cu toții, acum le-am învățat, da? Dar pe lângă aceste lucruri trebuie să identificăm foarte clar. Și asta e foarte delicat, noi am reușit lucrul ăsta, senzorial să educăm corpul și să identificăm foarte clar ce alimente ne sunt necesare organismului nostru. Și atunci alegerea trebuie făcută ca atare. Pe individ în parte. Pe individ în parte. A doua problemă, foarte importantă, constă în faptul că trebuie sau ar trebui să consumăm alimente cât mai puțin procesate. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, din start avem beneficii majore cu care putem evita fără doar și poate foarte multe afecțiuni care pot apărea de-a lungul vieții noastre.
În felul acesta putem avea grijă de noi foarte bine, putem avea grijă de acest mod de viață de care toată lumea vorbește, dar din păcate, necunoștință de cauze și din cauza informațiilor incorrecte, cei mai mulți fac alegerile greșite. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că trebuie să acordăm importanță majoră alimentelor pe care le îngurcităm, pentru că, de fapt, ele ne reprezintă în tot ceea ce suntem. Trebuie să învățăm să lăsăm toate celelalte priorități la o parte și să noi, oamenii, da, corpul nostru, sănătatea noastră, să devină prioritatea numărul unu. Este cel mai trebuie important. Trebuie să știm să o întreținem, și nu? Trebuie să știm să avem... Doamna Iona, vin și vă întreb, tot apropo de industria alimentară, și am înțeles că dumneavoastră nu mai folosiți de mult așa ceva, ce e cu fumul acela lichid, care de asemenea ajută la conservare, alimentele și așa mai departe? Care e povestea acolo? Fumul lichid se utilizează în industrie pentru procese de afumare datorită faptului că, din punct de vedere tehnologic al productivității, aduce anumite beneficii. În sensul că decât să ai un echipament care funcționează cu afumare naturală, cu rumeguș, pentru care timpul de afumare variază, pentru că este o afumare lentă. Dar faci pe repede înainte, că dai fumul lichid. Prin atomizare, practic pulverizezi sau imersezi produsul în lichid de fum, care se obține prin spălarea fumului de rumeguș, pe urmă suportă un proces de filtrare prin celuloză și cele mai multe și procese de distilare, deci pentru a se concentra. Deci ducem petrochimie întreagă, da, nu? Da, da, sigur. Și datorită faptului beneficiului economic pe care aici îl vorba aduce, de beneficiul economic, se, nu? Da, se utilizează, da, și afumarea lichidă. Pe etichetă prin el, afumare lichidă, neafumare? Se trece pe etichetă produs afumat și dar nu scrie, atât. Nu, și de asta spuneam că pe lângă informațiile obligatorii, noi producătorii avem obligația de a menționa și alte lucruri pe care consumatorul trebuie să le cunoască. De exemplu, noi menționăm că pentru afumarea produselor noastre se utilizează fum natural din lemn de fapt de esență tare. Am scris acest lucru pe etichetă de când am făcut rebranding-ul și... am hotărât să comunicăm consumatorilor că facem lucrurile așa și le facem de mai mulți ani de zile. Așa nu am început de acum, deci procesul este început de mult și am vrut să evidențiazăm și acest aspect. Da, Mihai Dragomir, cu alte cuvinte, ca să știm ce este benefic pentru corpul nostru, trebuie să ne cunoaștem corpul, nu? Cam asta e, nu? Categoric. Bun, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Noi o să reluăm discuțiile astea, pentru că atât am să vă bat la cap până citiți eticheta, încât, până la urmă, chiar o să citiți eticheta. Până una alta, însă, veți privi și asculta știrile Băunul TV cu Areta Sângiorzan. Ne revedem mâine la 11. Să aveți o după amiază plăcută!